Ana, ce nume frumos ai! Te rog frumos să tragi un cartonaș de pe stratul nostru cu morcov, fără să te uiți la el. Ce ți-a căzut pe cartonașul tău? Pe cartonașul meu, ăla e un dovleac, dar e stilizat. Un dovleac! Te rog frumos să-mi spui ce culoare are dovleacul. Dovleacul are culoarea portocalie. Îți mulțumesc frumos, la revedere! Cer, 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 Dalia! Cer, 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 cer! Alo! Cine e acolo? Dalia! Ce mai faci, Dalia? Am auzit că te cam plictisești la grădiniță, e adevărat? E adevărat, nu? Bun. Ia să vedem, poate dacă tragi un cartonaș de pe stratul nostru cu morcovi, n-ai să te mai plictisești. Te rog să iei unul fără să te uiți. Ce ți-a căzut pe el? Te rog frumos să-mi spui dacă bufnița are gură sau cioc. Bufnița are cioc. Îți mulțumesc frumos, la revedere! Țăr, 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 Alex, ciotină! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Cu cine vorbesc? Cu Alexandru, mă bucur să te aud. Te rog frumos să iei un cartonaș de pe stratul nostru cu morcovi. Lasă-o în pace, Roberta, fără să te uiți la el. Ce ți-a căzut? O frunză. Dacă ai două frunze și dai una prietenului tău, câte frunze îți rămân? Nu, avem două frunze. Deci dacă am două frunze și dau una prietenului meu, câte frunze îți rămân? Uite, Alex are două frunze și o frunză vrea să o dăruiască doamnei Dani. A, îți mulțumesc din suflet. Cu câte frunze mai rămân? Poftim, dă frunză. Cu câte? Deci unu. Deci 2 minus 1 egal 1. Da? Și da una doamnei Dana. Mi-a rămas 1 minus 1 este egal cu 1. Bravo, îți mulțumesc frumos.